Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul 1. Trage draperia deoparte. Da, stăpână. Ce învălmășeală. Da. Întregul oraș aleargă înaintea lor. Mira. N-auzi flaute și tobe? Ba da, mi se pare că da. Minți, e prea mult zgomot, nu poți auzi nimic. Această nesiguranță ucigătoare. Să nu știi dacă vine ca învingător sau ca fugar. Nu te neliniști, stăpână. Cezarul Iulian s-a întors mereu învingător. Da, până acum, după toate întâlnirile de prea mică însemnătate. Dar de data asta, marea, înspăimântătoarea bătălie. Principesă? Iată-l pe șambelanul Eleuterius. Ei bine. Principesă, e de-a drept imposibil să afli ceva sigur. Imposibil? Nu poate fi adevărat. Soldații înșiși trebuie că știu. Sosesc numai trupe auxiliare de barbari, batavi și alții, iar ei nu știu nimic. Doamne, am meritat eu acest schin. Iisuse, plâng. Sfinte Hristoase, nu te-am chemat zi și noapte. Dragă Iuliane, te aud. Iuliane, iubitul meu! Heleno! Domnule Cezar! Heleno! Închide toate ușile, Eleuterius! Prea bine! Bătut! Urmărit! Stăpâne! Gărzi duble la uși! Nimeni să nu intre! Ascultă! N-a sosit un mesager al împăratului? Nu, stăpâne! Dar se așteaptă un mesager! Du-te! Du-te! Prea bine! Du-te și tu, Mira! Deci, s-a zis. Cine știe, cu prudență furtuna poate fi încă... După asemenea înfrângere. Înfrângere? Despre ce vorbești, scumpa mea? Triburile germanice nu te-au bătut. Dacă m-ar fi bătut, nu m-ai fi revăzut viu. Dar Dumnezeule mare, ce s-a întâmplat atunci? Ce e mai rău, Eleno? O imensă victorie. Victorie, spui? Ba chiar o imensă victorie! Ai învins și cu toate astea! Nu pot înțelege în ce situație mă aflu. Tu nu cunoști decât exteriorul aurit al întregii nefericiri a unui Cezar. Iulian! Îmi poți reproșa că ți-am ascuns asta? Datoria și rușinea totodată nu-mi porunceau să... Dar ce e asta? Ce schimbare? Despre ce vorbești? Cum te-ai schimbat în câteva luni? Eleno, ești bolnavă? Nu, dar spune-mi... Bata, ai fost bolnavă.
Trebuie că ești încă bolnavă. Aceste tâmple febrile, aceste cearcăne albăstrii în jurul ochilor. Te rog, nu, nu, n-am nimic, dragul meu. Nu mă privi, Iuliane. Numai neliniștea și veghea din pricina ta. Rugi arzătoare către Fiul lui Dumnezeu de pe cruce. Cruță-te, prea iubita mea. Să fi fost de folos a tare zel? Gândul nu ți-e pios. Dar vorbește despre tine, Iuliane. Te rog, te rog, nu ascunde nimic. Nu mai e posibil să ascund ceva. De la moartea împărătesei n-am putut face un pas aici, în Galia, fără ca el să fi fost rău interpretat la curte. Dacă înaintam cu prudență împotriva triburilor germanice, eram acuzat de lașitate și inerție. Dacă izbândeam ceva asupra barbarilor, trebuia să aud că aș fi putut dobândi ceva mai mult. Dar toți prietenii tăi din armată... Cine din armată crezi că mi-e prieten? Nici unul, scumpa mea Elena. Ba da, unul singur, acel cavaler din Perugia, Sallust, căruia în timpul serbărilor căsătoriei noastre la Milano a trebuit să-i refuz o modestă cerere. A venit cu generozitate să mă găsească în tabără, mi-a amintit de vechea noastră prietenie de la Atena și s-a oferit să-mi fie părtaș la toate încercările luptei. Dar ce credit are Sallust la curtea imperială? E dintre aceia pe care ei îi numesc păgâni. Nu-mi poate fi de niciun folos. Iuliane, dacă aș putea măcar să le descoper intrigile. În fiecare săptămână, scrisori secrete pleacă din tabără către Roma. Toate faptele mele sunt raportate și denaturate. Nici un sclav în imperiu nu e legat cu lanțuri precum este Cezar. Știe lenocămeniul căruia bucătarul meu trebuie să-i se conformeze e trimis de împărat? Și că nu am dreptul să schimb nimic în el? Nici în plus, nici în minus? Și ai suportat totul în taină? Întreaga lume o știe cu excepția ta. Toată lumea își bate joc de neputința Cezarului. Nu o voi mai suporta, nu mai vreau să o suport. Dar această mare bătălie, povestește-mi așadar. Zvonul a exagerat? Zvonul n-a putut exagera. Nu, nu. Mi s-a părut numai. Îndrăznesc să spun că în ultimele luni am împlinit tot ceea ce era în stare puterea omenească. Pas cu pas și cu toate piedicile din propria mea tabără, i-am respins pe barbari spre frontiera orientală. În fața argentoratumului, cu Rinul în spatele lui, regele Cnodomar și-a regrupat toate forțele. 5 regi și 10 prinți i se alăturaseră, dar mai înainte ca el să-și fi putut aduna corăbile pentru a trece fluviul în caz de nevoie, am dispus să înainteze armata noastră și am atacat. Eroul meu, dragul meu Iulian! Lupicin cu soldații înarmați cu lănci și cu suliți, împreună cu trupele ușoare, l-au împresurat pe dușman spre nord. Legiunile de veterani sub Severus i-au împins pe barbari din ce în ce mai departe către est, înspre fluviu. Batavii, aliații noștri sub credinciosul Bainabod, au ajutat cu credință legiunile. Iar când Cnodomar a băgat de seamă în ce pericol se afla, s-a străduit să se salveze, luând-o spre sud pentru a ajunge la insule. Dar mai înainte să o poată face, am trimis pe Florentius în întâmpinarea sa cu gărzile pretoriene și cavaleria. Eleno, mă păzesc să o spun cu voce tare, însă e sigur că trădarea sau gelozia au fost aproape de a-mi smulge fructele victoriei. Cavaleria romană s-a retras în mai multe rânduri din fața barbarilor, care se aruncau la pământ și înțepau caii în pântece. Am văzut înfrângerea cu ochii. Dar Dumnezeul puterilor era cu tine. Am apucat un steag. Am înflăcărat trupele pretoriene cu chemările mele. Le-am ținut în grabă un discurs
care n-ar fi fost poate nedemn chiar de un auditoriu mai cultivat. Și în sfârșit, îndată ce aclamațiile soldaților m-au recompensat, m-am năpustit drept în plinul învălmășelii. Iuliane, nu mă iubești? În clipa aceea nu mă gândeam la tine. Voiam să mor. Nu vedeam altă ieșire. Dar s-a găsit una, draga mea. A fost ca și cum din vârful lăncilor noastre ar fi țâșnit deodată fulgere orbitoare, răspândind spaima. L-am văzut pe Cnodomar, acest strașnic luptător. Îl cunoști doar? L-am văzut fugind pe jos din luptă. Și odată cu el au fugit fratele lui, Vestral, și regii Hortar și Suomar, împreună cu toți acei care nu căzuseră sub loviturile noastre. Parcă văd, mântuitorule, tu ai trimis din nou îngerul morții de pe podul Milvius. Niciodată n-am auzit asemenea strigăte de durere. Nici când n-am văzut răni atât de larg deschise ca acelea peste care am trecut înaintând printre oameni căzuți. Fluviul a făcut restul. Ce spui? Pe punctul de a se înneca, barbarii se băteau între ei până în clipa când se răsuceau prinși de curent și alunecau spre adânc. Cei mai mulți dintre prinți au căzut vii în mâinile noastre. Cnodomar însuși a căutat adăpost printre trestii. Unul dintre însoțitorii lui l-a trădat. Oamenii noștri au trimis o ploaie de săgeți împotriva dușmanului ascuns, dar nu l-au atins. Atunci a ieșit singur și s-a predat. Cum? Cum, Iuliane, și după o asemenea victorie să nu te simți liniștit? După victorie? În aceeași seară s-a petrecut un incident. Un fapt nesemnificativ. Un incident? Prefer să-l numesc așa. Am cerut să fie adus în fața mea Cnodomar, prizonier, în prezența armatei. Înaintea bătăliei amenințase că mă va jupui de viu dacă voi cădea în mâinile lui. Înainta spre mine cu pași nesiguri, tremurând din tot corpul, zdrobit de nefericire. Mi se aruncă la picioare în felul barbarilor, îmi îmbrățișă genunchii, vărsă lacrimi și imploră să fie cruțat. Cu un tremur de spaimă în brațele sale puternice, îl văd pe Cnodomar la pământ. Ah, l-ai dat morții, dragul meu. Nu-l puteam ucide pe acest om. I-am garantat viața și am făgăduit că îl voi trimite ca prizonier la Roma. Fără să-l supui torturii? Prudența îmi poruncea să acționez cu blândețe. Însă atunci, nu înțeleg cum s-a petrecut asta. În bucuria lui exuberantă, scoțând un urlet, barbarul a sărit în picioare și a ridicat în aer mâinile legate. Și deși o cunoaște prea puțin, a strigat din toate puterile în limba noastră: lăudat fii tu, Iuliane, puternice împărat! Iisuse Hristos! Cei din anturajul meu erau gata să-i zbucnească în râs, dar cuvintele regelui barbar au căzut ca trăznetul incendiator în mijlocul soldaților. Trăiască împăratul Iulian! Au strigat cei care se aflau mai aproape și strigătul s-a propagat din aproape în aproape la nesfârșit. Era ca și cum un titan ar fi azvârlit un munte în plină mare. Oh, scumpa mea, iartă-mi această comparație păgână, dar... Împăratul Iulian. El a spus împăratul Iulian. Ce știa acest grosolan barbar despre împăratul Constantius pe care nu-l văzuse niciodată? Eu, învingătorul lui, eram pentru el cel mai mare. Da, da, dar soldații? I-am dojenit cu asprime, căci o vedeam bine. Florențius, Severus și alți câțiva ședeau acolo neclintiți, albi de spaimă și mânie. Da, da, aceia, dar nu și soldații. Trecu abia o noapte
când dușmanii mei ascunși au și modificat cu viclenie întâmplarea. Cezar a fost proclamat împărat de către Cnodomar, se spunea, iar el, în schimb, i-a dăruit viața regelui barbar și astfel, inversând ordinea faptelor, s-a raportat la Roma. Cred totuși că interpretez greșit toate astea, cu neputință altfel. Așteaptă. Împuternicitul îți va aduce în curând certitudinea că... Am certitudinea, Eleno. Aici, la pieptul meu, păstrez scrisorile interceptate, care... Oh, Doamne, Dumnezeul meu, să le văd! Mai târziu, mai târziu. Și toate astea după serviciile pe care le-am făcut. Aici am zdrobit atacurile barbarilor pentru multă vreme, pe când el a suferit o înfrângere după alta pe Dunăre și în vreme ce armata din Asia pare să nu fi înaintat cu un pas împotriva perșilor. Eșecuri și rușine din toate părțile, mai puțin aici, unde a fost așezat, în ciuda rezistenței sale, un filozof în fruntea înfăptuirilor. Iar pentru asta nu sunt mai puțin luat în râs la curte. Da! Chiar după această ultimă victorie s-a compus despre mine o satiră unde sunt numit Victorinus. Una ca asta trebuie să ia sfârșit. Da, o cred și eu. Ce devine demnitatea unui Cezar în asemenea condiții? Nu, ai dreptate, Iuliane. Nu putem rămâne aici. Elena? Da. Mai putea urma? Nu te teme pentru mine. Nu voi da înapoi. Atunci să părăsim o asemenea lume ingrată, să o părăsim pentru singurătatea atât de îndelung dorită. Ce spui? Singurătate? Cu tine, scumpa mea, cu iubitele mele cărți, pe care aici atât de rar le-am putut deschide și cărora n-am îndrăznit să le hărăzesc decât nopțile mele fără somn. Ah! Cum așa? Cum altfel? Ei bine, da, cum altfel? Da, da, întreb, cum altfel? Iuliane, cum te-a salutat regele barbar? Eleno! Care era acel nume ce a găsit ecou în rândurile soldaților? Nesocotită ce ești! Există poate cineva aici la pândă în spatele fiecărei uși? Te tem de ei! Harul Domnului nu este cu tine! N-ai fost omul fericit în toate întâlnirile. Îl văd pe Mântuitorul cum mă îndeamnă. Văd îngerul cu sabia de foc ce a deschis calea tatălui meu când l-a aruncat pe Maxentius în Tibru. Să mă ridic împotriva suveranului imperiului? Numai împotriva celora care sunt între voi. Oh, du-te, du-te, izbește-i cu fulgerul mâniei tale. Curmă această viață înăbușitoare și fără bucurie. Galia este un pustiu pierdut. Îngheț aici, Iuliane. Vreau să mă întorc pe meleagul meu, spre soarele cald, la Roma, în Grecia. În țara ta, la fratele tău, împăratul Constantius. Constantius e plăpân. Eleno! Nu mai pot, ți-o spun. Vremea trece. Împărăteasa Eusebia a plecat dintre cei vii. Locul ei gol mă cheamă spre onorul și măreție, iar eu îmbătrânesc aici. Nu îmbătrânești. Ești tânără și frumoasă. Nu, 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 vremea trece. Nu pot accepta și avea răbdare. Viața trece pe lângă mine. Ce frumoasă și seducătoare ești. Dumnezeiască. Adevărat, Iuliane? Ești singura femeie pe care am iubit-o. Singura care m-a iubit. Sunt mai în vârstă decât tine. Nu vreau să îmbătrânesc. Când totul se va sfârși, eu... Tăcere! Nu vreau să aud mai mult despre asta. Constantius moare puțin câte puțin în fiecare zi. E suspendat de un fir de păr deasupra mormântului. Scumpul meu, Iulian, ai soldații de partea ta. Taci! Nu e în stare să îndure nicio emoție. Ce ne-ar face, prin urmare, să dăm înapoi? Nu mă gândesc la nimic sângeros.
Cum de ți-ai putut-o închipui? Nu, teama va fi de ajuns. Va pune stăpânire pe el și va pune afectuos capăt suferințelor. Uiți garda nevăzută ce-l înconjoară pe unsul Domnului. Hristos e bun. Oh, fii pios, Iuliane, și el îți va ierta multe. Am să te ajut și eu. Mă voi ruga pentru tine. Lăudați fie oamenii sfinți. Lăudați fie martirii. Crede-mă, vom răscumpăra totul mai târziu. Dă-mi pe barbari să-i convertesc. Voi trimite preoți la ei. Se vor pleca sub harul crucii. Barbarii nu se vor pleca. Atunci vor muri. Ca un miros plăcut de tămâie, sângele lor va urca spre Domnul. Îi vom spori gloria, îl vom proslăvi și eu voi lua parte. Dă-mi femeile barbare, dacă nu se supun, vor fi jertfite. Și atunci, dragă Iuliane, când mă vei revedea, reîntinerită, dă-mi femeile barbare, dragule, sângele. Nu, nu e asasinat, iar asta trece drept sigur o baie în sângele tinerelor fecioare. Eleno, e păcat? E un păcat să păcătuiesc din cauza ta? Iubita mea! Stăpânul meu, în fața Domnului și în fața oamenilor, nu da înapoi de data asta, Iuliane! Eroul meu, împăratul meu, văd cerul deschis! Preoții vor aduce laude lui Hristos. Femeile mele se vor ruga la oaltă. O, atotputernice! O, Dumnezeu al oștirilor, care ții în mâna ta iertarea și biruința! Stăpâne! Eleno, vine cineva! Stăpâne, trimisul împăratului! A sosit! Da, stăpâne! Numele lui, cine e? Tribunul Decentius. Cu adevărat? Piosul Decentius. Cu cine a vorbit? Cu nimeni, stăpâne. Sosește numai decât. Vreau să-l văd îndată. Și ascultă încă ceva. Generalii și căpeteniile corpurilor de armată se vor întruni la mine. Bine, prea nobile stăpân. Ei bine, dragă Elena, se va vedea. Orice s-ar întâmpla, nu uita că te poți bizui pe soldați. A te bizui, a te bizui, nu știu dacă pot conta, indiferent pe cine. Ați ascultat Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul 1. În distribuție: Marius Stănescu, Cezarul Iulian; Crina Mureșan, Prințesa Elena; Gheorghe Pufulete, Șambelanul Euterius; Ioana Calotă, Sclava Mira. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect: Crenguța Manea. Regia artistică: Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2009. Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al doilea. Dumnezeu s-a arătat într-o, s-a vedea.
Împăratului. Un chip roman și acest chip mai mult decât toate, o, ce vie licărire de soare răspândește asupra galiei noastre neîndurătoare. Împăratului a înaintea dorințelor și a speranței tale, nobilă principesă. Credem că Galia nu te va mai înlănțui mult. Dacă spui asta, aduci bucuria. Împăratul se mai gândește încă la mine cu prietenie? Cum stă cu sănătatea? Du-te, du-te, scumpa mea Elena. Sănătatea împăratului nu s-a înrăutățit deloc. Nu, nu e așa. E ceea ce știam. Toate acele zvonuri neliniștitoare. Da, domnul fie lăudat, nu erau decât zvonuri. Mulțumește-i din toată inima cu cernice de Cențius. Și mulțumiri ție însuți. Prin ce bogate daruri nu ți-ai vestit sosirea? Daruri imperiale. Nu, nu, daruri frățești, într-adevăr. Doi nubieni de un negru strălucitor. Trebuie să-i vezi, dragă Iuliane. Și perle, le și port. Fructe, fructe catifelate, superbe, ah! Piersici din Damasc, piersici în cupe de aur. O să mă răcorească. Fructe, fructe, lâncezesc aici în Galia. Un ospăț vesel va încheia ziua, dar mai întâi treburile. Du-te, prea iubita mea soție. Mă duc la biserică să mă rog pentru fratele meu și pentru toate speranțele noastre. Mesaj sau scrisoare? Scrisoare, iată. Altceva? Nobile Cezar, e aproape tot. Adevărat? Împăratul nu l-a pus pe prietenul său să bată o cale atât de lungă decât pentru... Cnodomar, regele barbarilor, sosise la Roma înaintea plecării tale? Da, prea nobile Cezar. Și cum se descurcă într-o țară străină, a cărei limbă o cunoaște atât de prost? Căci o cunoaște foarte prost Decentius. Era batjocura soldaților mei. Închipuiește-ți, confunda cuvinte curente, precum împărat și Cezar. Un barbar, ce contează? Da, ce contează. Dar împăratul nu îi este mai puțin binevoitor din cauza asta. Cnodomar a murit, stăpâne. Cnodomar a murit? În cartierul străinilor pe muntele Celius. Mort? Într-adevăr? Da, aerul Romei este vătămător. Regele barbarilor a murit de nostalgie, stăpâne. Arzătorul dor de familie, de libertate... Distruge Decentius, da, da, știu. N-ar fi trebuit să-l trimit viu la Roma. Ar fi trebuit să pun să-l omoare aici. Cezar e îndurător. Nostalgie? Aha, într-adevăr. Iată-i! Generalul Severus! Cezar! Șeful pretorienilor Florentius! Stăpâne! Și încă alți șefi de armată! Bună ziua, frați de arme și prieteni! Ave Cezar! Nu vă supărați prea mult dacă vă convoc direct, mai înainte de a vă fi scuturat praful și osteneala drumului. Ar fi trebuit, evident, să vă acord câteva ore de odihnă, dar... S-a petrecut vreun eveniment important, stăpâne? Da, într-adevăr, îmi puteți spune ce lipsea fericirii Cezarului? Ce-i mai putea lipsi fericirii Cezarului? Nimic acum. Bucurați-vă, bravii mei camarazi de luptă. Iată pe tribunul Decentius, intim prieten și sfătuitor al împăratului, a sosit azi dimineață cu daruri și complimente.
de la Rom. Nu lipsește desigur nimic fericirii Cezarului. De neînțeles. E din nou în grațiile împăratului. Ce împărat nestatornic. S-ar spune că o muțenie uimită v-a lovit. Apreciază că împăratul a făcut prea mult, dragul meu Decentius. Cum poate veni o asemenea idee în mintea Cezarului? Prea mult, nobile Cezar? Deloc? Împăratul n-ar ști să determine dreptele limite ale favorii sale? Aici e fără îndoială o mare și rară distinție. Aș numi-o extrem de mare și rară. Și mai ales aduce o răsunătoare mărturie a lipsei de orice gelozie în spiritul sublimului nostru împărat. O mărturie fără precedent, îndrăznesc să o spun. Dar, în egală măsură, ce n-a îndeplinit Cezar în Galia în acești câțiva ani? Un vis prelungit, prea scumpi prieteni. N-am înfăptuit nimic de valoare. Nimic! Nimic! Cum? Modestia ta socotește asta drept nimic? Ce era armata când i-ai luat conducerea? O mulțime dezordonată. Fără coeziune, fără disciplină, fără conducere. Exagerezi, Severus. Și nu cu această masă dezordonată ai mers împotriva barbarilor și i-ai bătut? Iar prin triumfurile tale ai preschimbat-o într-o armată de învingători? Așa e! N-ai recucerit colonia Agripinensis? Nu, nu! Vezi cu ochii prieteniei, dragul meu, Florentius. Sau să stea chiar așa lucrurile? E drept că am alungat barbarii din insula Rinului, că am pus în stare de apărare tres taberne, o fostă ruină, pentru a consolida siguranța Imperiului? Este cu adevărat așa? Cum, stăpâne, te poți îndoi de asemenea fapte vitejești? Nu, într-adevăr, mi se pare. Și bătălia de la Argentoratum, n-am luat oare parte la ea? Am sentimentul unei victorii câștigate asupra lui Cnodomar. Iar după victorie, Florentius, nu cumva am visat? Oricumva nu am reclădit fortul lui Traian când am pătruns în țările germanice? Mărite Cezar, există un om atât de nebun pentru a-ți contesta această glorie? Tribune Decentius! Mulțumesc soarte că la bătrânețe mi-a îngăduit să urmez un comandant atât de fericit. Ce întorsătură ar fi putut lua atacul barbarilor fără curajul și abilitatea Cezarului? Nici nu putez să gândesc. Așa e! Cezar e mare! De oarbă e prietenia, Decentius. Așa de oarbă! Oarbă! Aici stă înscrisă o altă istorioară. Ascultați și gustați-o ca pe o rouă răcoritoare. Vă veți dumiri. E mesajul împăratului către toți guvernatorii provinciilor. Excelentul nostru Decentius ne-a adus o copie după el. Să auzim. Uite, se atestă că n-am înfăptuit nimic în Galia. Cum? Era un vis, așa cum o spuneam ceva mai înainte. Avem aici propriile cuvinte ale împăratului. Sub fericitele auspicii ale împăratului, primejdia suspendată deasupra Imperiului a fost îndepărtată. Dar toate treburile Imperiului se fac sub auspiciile împăratului. Mai mult decât asta, cu mult mai mult. Aici se povestește că împăratul e cel care s-a bătut și a învins pe Rin. Cum? Că împăratul l-a ridicat pe regele barbar când acesta implora umil, prosternat în fața sa. N-a fost așa. Numele meu nu a ajuns să-l găsesc nicăieri în document. Stăpâne. Nu mai mult decât pe al tău, Florentius. Și nici pe al tău, Severus. Stăpân. Și nici în expunerea bătăliei de la Argentoratum, unde așadar l-am văzut? E aici. Iată. Împăratul e acela care a dat ordinul de bătaie. Ce? Cum se? Împăratul însuși, care cu riscul vieții sale a izbit cu sabia până la epuizare, luptând în rândul întâi. Împăratul este cel care, datorită spaimei cauzate de prezența sa, a pus pe fugă barbarii. Citiți! Citiți, vă spun! Nobile Cezar, cuvântul tău e de ajuns! Unde vreți să ajungeți, prieteni,
cu vorbele voastre atrăgătoare. Vreți, printr-o prietenie excesivă, să faceți din mine un parazit pe care să-l hrăniți cu prisosul jefuit de la masa vărului meu, împăratul Constanțius? Ce gândești, Decentius? Ce spui de asta? Vezi că în propria mea tabără trebuie să-mi supraveghez partizani, uneori destul de orbi, pentru a fi pe punctul de a se rătăci dincolo de limitele revoltei. Într-adevăr, tribunule, cuvintele mi-au fost destul de rău înțelese, dacă... Niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte să înțeleg astfel. O luați așa cum trebuie, fraț de arme. N-avem decât să ne coborâm cu toții orgoliul. Întrebam mai înainte ce lipsea fericirii Cezarului. Acum o știți. Ceea ce lipsea fericirii Cezarului era ca adevărul să fie recunoscut. Casca ta de argint nu va fi acoperită de pulberea cortegiului triumfal, bravul meu Florentius. Împăratul și-a făcut pentru noi intrarea triumfală la Roma și astfel găsește orice solemnitate de prisos aici. Du-te, Sintula, și decomandă cortegiul. Împăratul dorește să-și gratifice soldații cu o cuvenită odihnă. Este voința sa ca ei să rămână în tabără, în afara zidurilor. Asta-i tot, nobile Decentius? Încă ceva. După toate informațiile împăratului și conform epistolei pe care i-ai scris-o din Argentoratum, marea opera a păcii s-a încheiat fericit aici în Galia. Bineînțeles! Împăratul, prin vitejia lui, precum și datorită blândeții generoase... Frontiera Imperiului este asigurată, Perin. De către împărat! De către împărat! În regiunile Dunării, dimpotrivă, treburile merg prost. Și încă și mai rău în Asia. Regele Sapor câștigă mereu teren. Temerarul! Zvonurile relatează că nu i-a plăcut împăratului să-i zdrobească în vara aceasta cu armatele sale. Împăratul are intenția de a-i zdrobi el însuși în primăvară. Iată voința sa, nobile Cezar. Înscris aici, în acest document. Să vedem! Să vedem! Prin urmare, voința împăratului ca... Bine, bine, nobile Decentius, voința împăratului va fi satisfăcută. Vino aici, Sintula. Ei bine, unde e? Chemați pe Sintula. Să recitim totul cu atenție. Să zic împăratul... Nobile Decentius, te rog stăruitor să nu te înșeli asupra a ceea ce am spus mai înainte. Când i-am atribuit glorie Cezarului, nu voiam să spun prin asta, bineînțeles. Niciodată nu mi-a putut trece prin minte că nu înțeleapta conducere a împăratului era cea care... Te rog, nobile domn, spune un cuvânt în favoarea mea la curte și eliberează-mă de acest post penibil pe lângă un Cezar care... Știu bine, el e înaltul văr al împăratului, dar... Aș putea din nefericire să te informez despre fapte ce aduc în același timp mărturia unei uimitoare ușurătăți și a unor îndrăznețe speranțe. Nobile Decentius, te rog stăruitor să nu te înșeli asupra... Spune un cuvânt în favoarea mea la curte să te informez despre fapte ce aduc în același timp mărturia unei uimitoare ușurătăți și a unor îndrăznețe. Să-ți spun o vorbă, Decentius. Ar fi cea mai vie dorința mea să pot depune această demnitate grea de răspundere. Împăratul va fi informat. Invoc cerul ca martor că niciodată n-am... Iată pe Sintula. O să putem... Te duci, Decentius? Am de discutat cu generalii, nobile Cezar. În afara prezenței mele? Împăratul mi-a prescris să-l cruți pe preascumpul său văr. Sintula? Da, nobile stăpân. Împăratul dizolvă armata din Galia, Sintula. Dizolvă? Dar cum se numește asta altfel? Împăratul are nevoie de întăriri, totodată de partea Dunării și împotriva perșilor. Trupele noastre ajutătoare, batave și herule, vor pleca în grabă pentru a putea fi în Asia la primăvară. Dar e cu neputință, stăpâne. Tu le-ai jurat solemn tocmai acestora, aliaților noștri, că nu trebuie în niciun caz să slujească dincolo de Alpi. Tocmai, Sintula.
Împăratul scrie că am făcut această promisiune cu nesăbuință și fără aprobarea sa. Voi fi constrâns să-mi calc cuvântul, să mă dezonorez în ochii armatei, să întorc împotriva mea mânia tumultuoasă a barbarilor, poate armele lor mortale. Asta nu se va întâmpla, stăpâne. Legiunile romane îți vor face un scut din piepturile lor. Legiunile romane? Naive, prieten. Din fiecare legiune romană vor fi aleși 300 de oameni care vor fi deopotrivă trimiși pe cele mai scurte căi împăratului. Asta e. S-a calculat bine, nu-i așa? Toate corpurile armatei vor fi stârnite împotriva mea pentru ca să mă poată dezarma cu cât mai puțină primejdie. Iar eu îți spun, stăpâne, că nici unul singur dintre generalii tăi nu se va lăsa manevrat. Generalii mei nu vor avea de îndurat ispita. Tu ești omul. Eu? Dragul meu, Cezar. Stă scris aici. Împăratul te însărcinează să iei toate măsurile necesare și să conduci în sfârșit la Roma oștile alese. Și eu sunt însărcinat cu asta? Aici unde oameni ca Florentius și bătrânul Severus... Tu nu ai să-ți reproșezi victorii, Sintula. Nu, e foarte adevărat. Nu s-a vrut niciodată să mi se ofere ocazia de a arăta... Am fost nedrept față de tine. Îți mulțumesc pentru fidelitate. O atât de mare favoare imperială. Doamne, pot vedea... Ce vrei să vezi? Nu te vei lăsa folosit la așa ceva. Să mă ferească domnul de a refuza supunerea față de împărat. Sintula, ți-ai putea dezarma Cezarul. Cezarul a făcut întotdeauna puțin caz de mine. Cezarul nu mi-a putut niciodată ierta că a avut de suportat pe lângă el un șef al grajdurilor care era ales de împărat. Împăratul e mare și înțelept. El știe să aleagă. Stăpâne, ard de dorința de a-mi face datoria. Pot cere ordinul împăratului? Iată ordinul împăratului. Mergi și fă-ți datoria. O, mântuitorule îndurător! Mira, ce este? O, să ne ajute cerul, stăpâna mea! Stăpâna ta? Ce are? Boală sau nebunie, ajutor! Elena bolnavă? Da. Doctorul, e nevoie de Oribazes! Sintula, du-te să-l cauți! Luați pieptănul! Luați pieptănul, vă spun! E fierbinte! Focul e împărat! Elena, Dumnezeu să aibă milă de noi! Nimeni nu-mi va veni deci în ajutor! Ele mă omoară cu înțepături de ac! Draga mea, Elena, ce ți s-a întâmplat? Mira! Da! Mira, eliberează-mă de aceste fete, Mira! Ce veste înspăimântătoare mi s-a adus! E adevărat? Elena, iubirea mea, lumina vieții mele... Departe! Departe de mine! Oh, oh, plânta, Iisus! Vino în ajutor! Stai! Și-a pierdut mințile. Ce poate avea Oribazes? Vezi? Acești ochi din calea afară de mari. Ce a mâncat, prințesa? Ce a mâncat sau ce a băut? Crezi? Răspundeți, femei! Ce i-ați dat prințesei? Noi? Nimic, crede-mă, ea însă și-a... Ce? Ei bine? Fructe erau, piersici, nu știu, cred, dar nu știu ce erau. Fructe? Piersici? Din acelea pe care... Da, nu, dar nu știu, stăpâne, erau doi nubieni. Ajutor! Ajutor, Oribazes! Din nefericire mă tem... Nu! Stai, tăcere, doamne. Stai, își revine. Pentru ce soarele a coborât? Oh, sfântă și tainică întunecime. Eleno, ascultă!
Adună-ți gândurile. Nobila mea principesă. E medicul Eleno. Nu, aici, unde sunt eu. E încă aici. Ea nu mă vede. Aici, aici, Eleno. Oribilul bărbat e veșnic după mine. Ce vrea să spună? Depărtează-te, nobile stăpân. Dulce tăcere. El habar n-are. Nu bănuiește nimic. Oh, dragul meu, Galus. Galus? Du-te, nobile Cezar, nu se cuvine. Uite, ce are îndărătnic. Îți dau cârlionții părului strânși în jurul gâtului. Oh, acest gât cărnos și scurt. Abis și iar abis. Delirul crește. Văd. Trebuie să examinezi, Oribazes. Încă mai vrea să examineze. Cerneală pe degete, praf de cărți în păr. Nespălat. Te urât, miroase. Stăpâne, îmi poruncești să... Du-te, femeie! Cum te-ai putut lăsa biruit de el? Tu, cnodomar, brun barbar cu trup puternic, el nu știe să învingă femeile! Ce greață îmi provoacă această virtute a neputinței! Îndepărtați-vă! Toți! Nu așa aproape, Oribazes! O voi veghea pe principesă eu însumi! Te-ai supărat pe mine, blândul meu stăpân? Dar oare Galus n-a murit cu capul tăiat? Ce lovitură a trebuit? Nu, te rog, nu fi gelos. Tu cel din tâi al meu și cel din urmă, arde-l pe Galus în focul iadului! Erai tu, tu și numai tu! Te apropia, Oribazes! Fă să moară și preotul! Nu vreau să-l mai văd după tot ce s-a întâmplat. Tu cunoști dulcea noastră taină, nu-i așa? O, tu, dorința arzătoare a zilelor mele, încântarea nopților mele, nu erai cu adevărat tu însuți sub înfățișarea slujitorului tău în Paraclis? Da, tu erai acolo, erai tu, în întunecime, în aer, în norul de tămâie ce ne învăluia noaptea, când viitorul Cezar se plămădea în pântecele meu. Iubitul și doamnal meu! Galilene! Femei! Da, stăpâne! Duceți-o pe principesă de aici. Spune adevărul, Oribazes. Ai știut înainte de azi că, în sfârșit, mă înțelegi. Ai avut înainte de azi vreo idee despre starea prințesei? Eu... ca și ceilalți toți, stăpâne. Și nu mi-ai spus nimic? Cum, dragul meu Cezar? Cum ai putut îndrăzni să mi-o ascunzi? Stăpâne, nu exista decât un lucru pe care îl ignoram toți. Și anume? Că Cezar nu știa nimic. Unde te duci? Mă duc să încerc mijloacele pe care meșteșugul meu... Cred că meșteșugul tău va fi inutil. Doamne, s-ar putea totuși ca... Inutil, îți spun. Puternice Cezar, e de datoria mea să nu-ți dau ascultare între asta. Ce sens dai tu cuvintelor mele? Du-te, încearcă ceea ce meșteșugul tău salvează pe sora împăratului. Împăratul se va arăta nemângâiat dacă drăgăstoasele-i griji ar aduce o nenorocire, căci știi, fără îndoială, acele fructe erau un dar al împăratului. Du-te! Du-te, prietene, și încearcă ceea ce meșteșugul tău... Cred că meșteșugul meu e deprisos, stăpâne.
Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al doilea. În distribuție: Marius Stănescu, Cezarul Iulian; Crina Mureșan, Prințesa Elena; Adrian Titieni, Tribunul Decentius; Șerban Celea, Florentius; Mihai Niculescu, Generalul Severus; Eugen Cristea, Doctorul Oribazes; Florin Anton, Sintula; Ioana Calotă, Mira; Mihai Smarandache și Adrian Angel, Curtenii; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Milica Crăinicianu; dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Iulian Iancu; coordonator de proiect, Crenguța Manea; regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2009. Și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al treilea. Prințesa leșinată. Asta trebuia prin urmare să se întâmple. Tu, Salust, cum ți se pare? Iată că valurile soartei reîncep a vrea să mennece familia. Dar se încearcă salvarea. Doctorul Oribazes o să facă. Prințesa tot... moare. Dacă îndrăzneam să vorbesc, dacă îndrăzneam să descălcesc firele țesute de această urzeală a morții. Fii liniștit, prietene, toate firele vor fi descurcate. Și atunci... Cum să apar în prezența cezarului meu? Căile domnului sunt de nepătruns, sunt zdrobit. De ce nu poți citi în lăuntrul meu?
Iată-mă, sol al doilului și al nefericirii. Da, o pot spune și repeta, nobile Decentius. Și ce cuvinte aș putea găsi de ajuns de delicate și de învăluite pentru a face această știre suportabilă urechii de frate a împăratului? Ce fatalitate că s-a întâmplat aproape în același timp cu trimiterea mea aici. Și tocmai în acest moment, acest fulger în cerul fără nori al nădejdilor. Da, această furtună ce se ridică și pustiește exact în clipa când corabia părea că vrea să intre într-un port îndelung dorit. Această durere ne face elocvenți, Decentius, pe tine ca și pe mine, dar mai presus de toate, treburile. Trebuie ca nubienii să fie puși în închisoare și interogați. Nubienii? Doamne! Crezi că zelul meu indignat ar fi putut îndura ca cei doi slujitori neglijenți o clipă mai mult? Cum? Sper că nu i-ai omorât pe cei doi sclavi? Nu meritaseră de 7 ori moartea pentru neglijența lor? Cu adevărat, Decentius. Erau niște sălbatici păgând, Doamne. Mărturia n-ar fi slujit la nimic. Mi-a fost peste putință să-i fac să spună ceva, în afară de faptul că lăsaseră asemenea bunul importante să stea mult și bine în vestibul, fără supraveghere, accesibile tuturor și fiecăruia. Aha! Nu dau vina pe nimeni. Însă, prea iubite Cezar, ia aminte, ești înconjurat de slujitori necredincioși. Curtea ta, ce funestă neînțelegere! S-a crezut Aghiciu un fel de disgrație sau, nu știu cum să spun, în măsurile pe care împăratul a fost obligat să le ia aici. Pe scurt, i-ai omorât pe nubieni. Stăpâne, mi-ai dat o misiune pe care sunt incapabil să o îndeplinesc. Împăratul e cel care ți-a dat această misiune, bunul meu Sintula. Retrage-mă, Doamne, căci chiar nu pot. Ce s-a întâmplat? Tabăra, freamătă. Cohortele și aliații se răscoară. Împotriva voinței împăratului. Ascultați acele strigăte afară! O mulțime dintre ei aleargă încoace. Nimeni să nu intre! E prea târziu, întreaga piață e plină de soldați amenințători. Viața de preț a Cezarului se află în primejdie. Unde e Florentius? A plecat repede. Ticălosul lăuderos! Dar Severus! Severus pretinde că e bolnav. S-a lăsat condus la locuința lui de la țară. Am să le vorbesc eu însumi furioșilor. Nu vei ieși de aici, puternice Cezar! Ce mai e? Îmi cunosc datoria prea nobile, stăpân. Ordinul împăratului, viața prea scumpului său văd. Cezar e prizonierul meu. Iată-ne așadar aici, în sfârșit. Trupele pretoriene, Sintula. Vei avea de dus în siguranță pe Cezar la Roma. La Roma? Ce spui acolo? La Roma, îți spun. Ca pe Galus? Ajutor! Ajutor! Fugi, dragul meu Cezar! Fugi! Soldații ai legiunilor romane, trupe auxiliare batave și alți aliați intră cătărându-se pe fereastră. O mulțime pătrunde prin ușa din fund. În frunte e portrapelul Maulos. Femeile, cele mai multe dintre ele, sunt cu copii în brațe. Sunt furioși, îi pot auzi. Cezar! Pentru ce ne credeți? Cezarul fără credință! Camarați, frați de arme, eliberați-mă de dușman! Ce însemnează? În jurul meu! Scoateți săbile, Maulos! Chiar sunt scoase! Loviți-l! Loviți-l! Mulțumesc că ai venit, Maulos! Cinstite, Maulos! Da! Pe tine pot conta! Cum îndrăznești să le trimiți la capătul lumii? Asta e ce ne-ai făduit! Nu din Cordal! Nu ține de serviciul nostru! Nu! La Roma! Nu la Roma! Nu mă duc acolo! Vor să mă asasineze așa cum l-au asasinat pe fratele meu, Galus! Ce spui, Doamne? Nu-l credeți! Nu-l atingeți pe nobilul Decentius! El nu e vinovat! E adevărat! Cezar e vinovatul! Tu ești la Ipso! Brav prieten, iată-te! Te-ai bătut bine la Argentoratum! Cezar își amintește? Promisiunile sale de ele nu-și amintește! Nu vocea neînfricatului Varo o aud acum? Da, iată-l. Rana ți-e vindecată, văd. O brav luptător,
când te gândești că mi s-a refuzat să te fac sutaș. Chiar ai fi vrut-o? Să nu reproșați nimic împăratului pentru că mi-a respins cererea. Împăratul nu vă cunoaște pe nici unul dintre voi așa cum vă cunosc eu. Soldați, ascultați-mă! Noi nu avem nimic de-a face cu împăratul! Cezar trebuie să le dea socoteală! Socoteală! Să dea socoteală! Ce putere are nefericitul vostru Cezar, prieteni? Vor să mă ducă la Roma? Nu mi se îngăduie să-mi administrez propriile afaceri. Mi se confiscă partea din prada de război. Gândisem să dau 5 bucăți de aur și o monedă de argint fiecărui soldat. Ce spune? Nu împăratul meu interzice, ci sfetnicii răi și geloși. Împăratul e bun, scumpii mei prieteni. Oh, dar împăratul e bolnav. Nu poate face nimic. 5 piese de aur și o monedă de argint. Cine se refuză? Ce bine gândește să-i refuze lui Cezar? Iată cum e tratat Cezar, tatăl soldaților. Cezar, care a fost pentru noi un prieten mai curând decât un stăpân. Nu-i adevărat? Cezar, învingătorul, nu trebuie să-și aleagă sutașii cum înțelege el? Nu trebuie să dispună liber de prada ce-i revine. Vai, la ce v-ar sluji asta? Cum vă veți folosi de bunurile voastre pământești, voi, care veți fi duși în cele mai depărtate țări și unde vă așteaptă o soartă nesigură? Nu ne ducem acolo! Nu mă priviți! Mi-e rușine! Sunt gata să vărs și roaie de lacrimi când mă gândesc că peste câteva luni veți fi pradă bolilor, foamei și armelor unui dușman sângeros. Cezar! Și apoi există femeile și copiii pe care sunteți obligați să-i părăsiți fără apărare în locuințele voastre risipite. Cine va să apere familiile demne de milă? Viitoarele văduve și pe orfanii care în curând vor fi expuși atacurilor răzbunătoare ale barbarilor. Ce este Cezar? Ce poate face Cezarul căzut? Scrie împăratului și adu-i la cunoștință. Vai, ce este împăratul? Împăratul este bolnav, trup și spirit. E epuizat de grijile pentru binele Imperiului. Nu-i așa, Decentius? Da, bineînțeles, dar... Cât m-a mișcat când am aflat. Rugați-vă pentru sufletul lui. Voi, care îl venerați pe bunul Hristos, faceți sacrificii pentru sănătatea lui. Voi, care ați rămas credincioși zeilor părinților voștri, știți cumva că împăratul și-a făcut o intrare triumfală la Roma? Împăratul? Cum? La întoarcerea de pe Dunăre unde a fost bătut? Nu se poate! La întoarcerea de pe Dunăre și-a făcut o intrare triumfală pentru victoriile noastre. Puternice, Cezar, reflectează! Da, e adevărat ceea ce spune tribunul. Reflectați în ce măsură spiritul împăratului trebuie să se fie întunecat pentru ca așa ceva să fie posibil. Oh, văr al meu, atât de grav atins, atunci când la Roma a trecut pe cal, pe sub arcul majestuos al lui Constantin, s-a crezut așa de mare, încât și-a îndoit spatele și și-a plecat capul până la oblâncul șeii sale. Ca un cocoș sub poartă! Și trebuie să-i te supui! Destul despre el! Cezar, ia conducerea! Revolta! Ia puterea!
Muntiților! Asta înseamnă a vorbi ca niște romani? Vreți să vă asemuiți barbarilor? Ce striga Cnodomar la Argentoratul? Răspunde-mi, bunul meu Mauros, ce striga? Striga, trăiască împăratul Iulian! Da, taci, taci! Ce tot spui acolo? Trăiască împăratul Iulian! Ce se întâmplă? I-a aclamat Cezarul Iulian împărat! Trăiască împăratul Iulian! O, vă rog, stăruitor! Soldați, prieteni, camarazi de arme, vedeți? Îmi întind brațele tremurânde. Nu te neriniști, nobile Decentius. Oh, ce a trebuit să mi se întâmple? Nu vă reproșez nimic, credincioșii mei. Disperarea v-a împins. Voi o vreți. Bine, mă supun voinței armatei. Țintula, întrunește-mi generalii. Tu, tribune, vei putea mărturisi în fața lui Constantius că numai constrâns și forțat mergi, sutașul de Varo, să dai de știre taberei că s-a petrecut asemenea schimbare neașteptată. Eu însumi am să scriu de îndată la Roma. Doamne, soldații vor să te vadă. Cu o coroană de aur pe cap, împărate Iulian. Niciodată n-am fost în posesia unei astfel de bijuterii. Lanțul de aur pe care îl porți la gât poate aranja lucrurile. Așa, ți-am încins fruntea. Împăratul! Împăratul! Vrem să vedem! Pe scute! Înălțați-vă! Armatei fie împlinită. Mă plec în fața inevitabilului și îmi reînnoiesc toate promisiunile. 5 piese de aur și 1 de argint. 5 piese de aur. Și nu dincolo de alt. Nu. Ne vom stabili la Viena. E orașul cel mai puternic din Galia. Ba ceva mai mult, bogat în provizii de tot felul. Am intenția de a aștepta acolo pentru a vedea dacă vărul meu, descurajat, va să accepte ce am hotărât aici pentru binele Imperiului. Nu va face, Doamne! Moartă! Înțelepciune divină! Luminează-i sufletul întunecat și îndrumă-l spre cât mai bine. Fii cu mine, noroc, care până aici nu mi-a lipsit niciodată. Moartă, prințesa e moartă. Niciun semn? Niciunul. Nici da, nici nu, nici pentru, nici contra. Amândouă în același timp. E ca și cum ai spune nimic. Așteaptă. Așteaptă. Am așteptat 5 zile. Nu-mi cereai mai mult de 3. Ei bine, află. Nu sunt dispus să... Așteaptă. Nu vorbi! Stăpâne,
Stăpâne! Ești tu, Salust? Pentru ce vii aici? Ce grele întunecimi în catacombe! Ah, te văd! Ce vrei? Să te slujesc, dacă voi putea. Să te aduc iară printre cei vii. Ce mai e nou acolo sus, în lume? Soldații se agită. Ne dăm seama după tot felul de semne că în curând își vor pierde răbdarea. Strălucește! Soarele strălucește fără îndoială în clipa asta acolo sus. Da, stăpâne, bolta cerului e ca o mare de lumini scânteietoare. Soarele e poate sus de tot? E cald. Aerul vibrează de-a lungul zidurilor. Fluviul pe jumătate secat murmură pe pietrele albe. Frumoasă viață! Frumoasă lume! Hai, vino! Vino, stăpâne! Această ședere în catacombe e interpretată în defavoarea ta. Cum e interpretată? O poți spune? Poți și trebuie. Cum e interpretată? Mulți cred că mai puțin doliul decât remușcarea, straniu mi te-a împins să te ascund sub pământ. Ei cred că eu am omorât-o pe prințesa Elena? Aspectul misterios al acestei istorii trebuie să-i scuze dacă ei s-au... Nimeni n-a omorât-o, Salust! Era prea curată pentru lumea noastră de păcate, drept pentru care un înger cobora din cer în fiecare noapte în camera ei și o chema. Ce? Nu știi că preoții la Lutetia așa i-au interpretat moartea? Iar preoții se cade să o știe. Convoiul ei funebru până aici nu s-a înfățișat ca un cortegiu triumfal de-a lungul țării. N-au alergat toate femeile din Viena înaintea sicriului, în afara porților orașului. N-au salutat-o cu ramuri verzi în mână. N-au întins covoare pe cale. N-au intonat imnuri în cinstea acestei logodnice cerești care era condusă în casa logodnicului ei. De ce ai râs? Eu, stăpâne? Noapte și zi de atunci am auzit cântecele de nuntă. A fost înălțată la gloria eternă a celor aleși. Da, sigur, era o adevărată femeie creștină. Ținea tipicul. Dădea cezarului ce era al cezarului, iar celuilalt îi dădea... Dar nu despre asta aveam de vorbit. Tu nu ești inițiat în tainele doctrinei, Salust. Despre noutăți te întrebam. Cea mai importantă, din câte știu, e că împăratul, aflând cele petrecute la Lutetia, a fugit, zice-se, până în Antiohia. Această veste mi-a parvenit. Constantius ne și vedea fără îndoială în fața porților Romei. Prietenii care ți-au luat cu îndrăzneală partea în asemenea primejdioasă întreprindere vedeau în sufletul lor acela spectacol. Momentul nu e prielnic, Salust. Nu știi că în timpul jocurilor militare, înaintea plecării din Lutetia, scutul mi s-a sfărâmat până într-atât că numai mânerul mi-a rămas? Și nu știi că atunci când am vrut să urc pe cal, slujitorul ale cărui mâini împreunate îmi serveau de scaun s-a rostogolit pe pământ? Totuși te-ai suit în șa, stăpâne. Însă omul a căzut. Oameni și mai buni vor cădea dacă Cezar ezită. Împăratul e plăpând. Ușuratică speranță. Atunci am viața, stăpâne. Ce vrei să spui? Cezare, ia-mi viața. Prefer să mor din ordinul tău mai degrabă decât dintre acela al împăratului. Ridică-te, prietene. Nu, lasă-mă la picioarele cezarului meu să mărturisesc totul. Prea iubite stăpân, a fi obligat să povestești una ca asta? Când am venit să te găsesc în tabără aproape de Rin, când ți-am amintit prietenia noastră de odinioară, din vremea când eram la oaltă în Grecia,
Când ți-am cerut să împart cu tine primejdile războiului, veneam atunci, o, Cezare, în calitate de spion secret în solda împăratului. Tu? De câtva timp, spiritul mi-era înflăcărat de mânie împotriva ta. Îți amintești acea vagă neînțelegere de la Milano? Nu ușoară pentru mine, care sperasem că Cezar mă va ajuta să restabilesc prosperitatea ce se clătina. La Roma s-a știut scoate profit din asta. S-a gândit că eram omul bine ales pentru a-ți supraveghea pașii. Și te-ai putut vinde pentru asta? Ce neagră trădare! Eram pierdut, stăpâne! Și mi se părea că Cezar mă părăsise. Da, dragul meu, Cezar, te-am trădat. În primele luni, nu mai mult, amabilitatea ta, inima-ți mare, întreaga bunăvoință pe care mi-o mărturiseai, am devenit ceea ce pretinsesem a fi, partizanul tău credincios. Și scrisorile către Roma i-am mistificat pe acei care mă trimiseseră. Acele scrisori erau de la tine? O, Salust! Nu cuprindeau nimic care să-ți fi putut dăuna, stăpâne! Ce vor fi putut scrie alții, nu știu. Voiam să vorbesc, dar nu puteam. Amânam din zi în zi mărturisirea rușinii mele. Pedepsește-mă, stăpâne, uite! Uite, ți-l la picioare! Ridică-te! Mi-ești mai drag așa, câștigat fără voia mea și fără a ta. Ridică-te, prieten al sufletului meu. Nimeni nu se va atinge de un fir de păr de pe capul tău. Ia mai degrabă viața, pe care nu vei avea mult timp puterea de a o apăra. Spui că împăratul e plăpând? Dragul meu, Cezar, ceea ce am jurat să trec sub tăcere, dau pe față acum. Debilitatea împăratului nu lasă nicio speranță pentru tine. Împăratul se recăsătorește. Ce nebunie! Cum poți gândi? Împăratul se recăsătorește, stăpâne! Citește! Citește, nobile Cezar! Aceste scrisori nu-ți vor lăsa nicio îndoială. Da, pe lumina și puterea soarelui. De ce n-am cutezat să vorbesc mai curând? Se căsătorește. Constantius. Această umbră de om pe care îl revendică întunecimea. Pe scurt, într-un chip sau altul se va naște un tânăr Cezar și atunci... A ezita înseamnă a te pierde. Asta a fost pregătită de multă vreme și în taină, Salust. Da, dacă este așa, toate enigmele se explică. Elena n-a fost așa cum am presupus. Limba ei imprudentă, cea care a pierdut-o. Nu, stăpâne. S-a gândit, s-a crezut că... Oh, dreptate nivelatoare de nepătruns. Pentru asta trebuia ca ea să facă loc. Da, pentru asta. Nu se va opri la dublul cadavru din sicriul de piatră de acolo, de sus din biserică. Constantius se recăsătorește. Pentru asta trebuia să mă dezarmeze la Lutetia. N-ai decât un mijloc de salvare, dragul meu, Cezar. Trebuie să acționezi mai înainte ca împăratul să redobândească forțe. Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al treilea. În distribuție: Marius Stănescu, Cezarul Iulian. Adrian Titieni, Tribunul Decentius. Adrian Văncică, Salust.
Florin Anton, Sintula. Marcelo Cobzariu, port drapelul Mauros. Orodel Olaru, Mircea Drâmbăreanu, Silviu Oltean și Cătălin Panaite, soldații. Pavel Bartoș, Laipso. Mihai Marinescu, Varo. În alte roluri, Anne-Marie Ziegler, Ioana Calotă, Vera Linguraru, Milica Crăinicianu. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2009. Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al patrulea. Stăpâne, dragul meu Cezar, trebuie să acționezi mai înainte ca împăratul să redobândească forțe. Dacă îl cruți, de acum în 3 luni o să se învârtească printre cadavrele partizanilor tăi. Da, da, într-asta ai dreptate, firește. Împăratul, răzbunător cum e, o să verse sângele credincioșilor mei. Da, cine se poate îndoi? Sub ce aspect odios tribunul Decentius nu va fi prezentat evenimentele la Roma? Cea mai clară dovadă este fuga precipitată a lui Constantius de la curte în Antiohia. Și eu nu sunt părintele armatei, Salust? Părintele soldaților, meterezul și protectorul femeilor și copiilor lor. Și care va fi soarta Imperiului dacă șovei acum? Un împărat plăpând, iar după el un copil minor pe tron. Vrajbă și neorânduieli. Lupta tuturor împotriva tuturor pentru a pune mâna pe putere. Am avut o vedenie acum câteva nopți. Un chip mi s-a arătat jur împrejurul capului cu un nimb. M-a privit mânios și a spus: alege. Apoi s-a șters ca un abur al dimineții ce se ridică. Până aici presupusesem că vedenia se referea la cu totul altceva. Dar acum, când cunosc apropiata căsătoria împăratului, da, într-adevăr, e vorba de a alege mai înainte ca nefericirea să se năpustească asupra Imperiului. Nu mă gândesc la propriul profit, dar îmi pot refuza să aleg, Salust. Și nu e datoria mea să-mi apăr viața împotriva împăratului?
Am dreptul de a rămâne cu brațele încrucișate și de a aștepta ucigașii pe care în spaima lui nebună îi tocmește pentru a mă lovi? Am dreptul de a procura nefericitului Constantius ocazia de a-și încărca printr-o nouă crimă sângeroasă capul greu de păcate? Nu e mai bine pentru el, cum se spune în scriptură, să îndure nedreptatea decât să o înfăptuiască? Dacă ceea ce-i fac vărului meu se poate chema nedreptate, sunt de părere că nedreptatea mea e compensată de faptul că îmi împiedic vărul să comită o nedreptate față de mine. Cred că Platon și Marc Aureliu, o pereche de înțelepți, m-ar aproba amândoi întru totul. Problema, în tot cazul, n-ar fi nedemnă de filozofi, dragul meu Salust. Soldații sunt neliniștiți. Doresc să te vadă și să-și afle soarta din propria ta gură. Du-te! Du-te și liniștește-i. Spune-le că Cezar se va arăta în curând. Stăpâne, nu pe Cezar, ci pe însuși împăratul vor ei să-l vadă. Împăratul sosește. Atunci, sosește cu mâinile goale, cu mii de vieți între ale sale mâini. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bună voie, poporului tău celui nou, numit cu numele tău. Un simplu schimb în natură, Salust. Viața a mii de oameni pentru moartea a mii de oameni. Dușmanii tăi au drept la viață? Tu ești fericit. Tu, ai cărui zei se află departe. Oh, această vigoare a voinței. Iuliane, Iuliane. Ah, ce-i asta? Du-te, dragul meu, grăbește-te. Celor potrivnici. Cântarea bisericească să anunțească, Iuliane. Încă o chemare. Așadar, e adevărat? Ce ar fi adevărat? Că viețuiești aici, subteran, cu un misterios străin, cu un ghicitor sau vrăjitor care a venit să te găsească noaptea. Se spune asta? Du-te, du-te. Te conjur, stăpâne. Lasă încolo asemenea vise funeste. Vino cu mine. Urcă spre zi. Orice strătanie e zadarnică. Niciun semn, fratele meu. Gol și tăcere. Maximus. Maximus? Du-te, spun, Salust. Dacă ies din astă locuința putreziciunii, voi veni ca împărat. Te rog, stăruitor, ce cauți aici în întunecimi? Lumina. Du-te, du-te. Dacă Cezar șovăie, mă tem să nu găsească drumul închis. Urcă! Vorbește, dragul meu Maximus. Orice trudă e în van, mă auzi? Pentru ce n-ai putut face să tacă acel cântec bisericesc? El a năbușit toate prevestirile. Voiau să vorbească, însă au amuțit. Tăcere, întunecimi, iar eu nu mai pot aștepta. Ce mă sfătuiești? Mergi orbește, împărate Iulian. Lumina te caută. Da, da. O cred și eu. Nu era necesar să te trimit să cauți atât de departe. Știi ceea ce tocmai am aflat? Nu vreau să știu ce ai aflat. Ia-ți soarta în propriile mâini. Cine e cu adevărat acest Constantius? Acest păcătos biciuit de furii? Această rămășiță aproape prefăcută în pulbere din ceea ce a fost un om? Piatra mormântului peste el, împărate Iulian! În toată comportarea sa cu privire la mine, n-a fost ca un schelet de corabie fără cârmă. Când abătându-se spre stânga într-un curent de neîncredere, când a zvârlit la dreapta de furtuna remușcării. Nu s-a cățărat clătinându-se pe tronul imperial? Înspăimântat cu robai de purpură picurând de sângele tatălui meu? Poate și de al mamei. N-a trebuit să-mi piară toate rudele pentru ca el să se poată simți în siguranță?
În fiecare noapte transpiram de spaimă, temându-mă ca nu cumva ziua trecută să-mi fi fost și cea de pe urmă. Constanțius și moartea erau cele mai mari spaime ale tale. Reflectează. Da, ai dreptate. Preoții. Întreaga mea tinerețe a fost o permanentă groază de împărat și de Hristos. Oh, e înspăimântător acest enigmatic, acest neînduplecat om Dumnezeu. Pretutindeni, când voiam să înaintez repede, el, mare și sever, îmi bara drumul cu exigențele lui absolute, inflexibile. Iar aceste exigențe erau în tine? Totdeauna în afara mea. Trebuia. Dacă sufletul se strângea roz de ură împotriva ucigașului familiei, ură ce mă epuiza, porunca era: iubește-ți dușmanul. Dacă spiritul, fascinat de frumusețe, aspira spre obiceiurile și chipurile lumii grecești de odinioară, exigența creștină se năpustea asupra mea și spunea: caută numai ce e necesar. Dacă simțeam dulcea văpaia trupului și dorința de una sau de alta, prințul renunțării mă înspăimânta cu al său a muri aici pentru a trăi dincolo. Tot ce este omenesc a fost interzis din ziua când văzătorul din Galileea a luat conducerea lumii. A trăi prin el a devenit a muri. A iubi ca și a urâ însemnează a păcătui. A preschimbat el cumva carnea și sângele omului, iar omul, legat de pământ, n-a continuat să fie ceea ce era? Sănătosul nostru duh propriu, iată că protestează. Și cu toate astea, trebuie să voim împotriva propriei noastre voințe. Trebuie! Și n-ai trecut dincolo de asta, rușine ție! Eu? Da. Tu, omul Atenei și al Efesului! Vai, vremi abolite, Maximus! Era ușor atunci să alegi. În fond, ce ne preocupa? Să construim o filozofie. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu s-a spus undeva în scripturile voastre: cu noi sau împotriva noastră? Libanius nu continua să fie același? Chit că într-o luptă verbală era de partea acuzării ori apărării. Pentru mine e ceva mai profund aici. E un act. Iar eu trebuie să rămân la cutare sau cutare hotărâre. Dă împăratului ceea ce este al împăratului. La Atena, într-o zi, am convertit-o în glumă, însă, repet, e ceva mai adânc aici. N-o poți înțelege tu, care nu ai îndurat niciodată puterea omului Dumnezeu. E mai mult decât o doctrină ceea ce el a răspândit în lume. E o vrajă prin care ține spiritele prizoniere. Cel prins odată în mrejele sale, cred că niciodată nu va mai scăpa pe de-antregul. Pentru că nu o vrei pe de-antregul. Cum aș putea să vreau imposibilul? Merită truda de a voi posibilul? Vorbe din sala de conferințe. N-o să mă mai mulțumiți cu asta și totuși... Oh, nu, Maximus, dar voi nu puteți înțelege situația noastră. Noi! Pe cine numești tu noi? Pe toți cei care sunt pradă terorii revelației. Teroarea unei umbre. Nu vezi însă că această teroare paralizantă a ridicat un zid gros împrejurul împăratului? Înțeleg foarte bine pentru ce Marele Constantin a asigurat în Imperiu triumful și puterea unei doctrine ce leagă astfel voința. Nici o gardă înarmată cu țepușe și scuturi nu constituie o mai bună barieră în preajma tronului imperial ca această religie a renunțării, care țintește într-una dincolo de viața terestră. I-ai privit bine pe creștini? Ochii găunoși, obrajii palți, piepturile strâmte, așa arată cu toții. Sunt asemeni țesătorilor din Bisos. O existență deprimantă,
înăuntrul căreia nici unei ambiții nu e îngăduit să încolțească. Soarele strălucește pentru ei, dar ei nu-l văd. Pământul le oferă bogăția lui, însă ei nu o doresc. Nu-și doresc decât să renunțe și să sufere, ca să ajungă la moarte. Ei bine, bine, slujește-te de ei așa cum sunt, dar tu rămâi tu însuți, tu însuți, în afară. Trebuie împărat sau galilean. Aci este alegerea. Fii sclav sub teroare sau suveran pe meleagul zilei, al luminii și al veseliei. Vrei să reunești ceea ce nu poate fi unit? Să pui de acord două elemente de neîmpăciuit. Pentru asta, iată, ești aici și putrezești în beznă. Dacă poți, luminează-mă. Ești tu acela Ahile pe care maica ta visa că avea să-l dea lumii? Un călcâi vulnerabil nu face dintr-un om un Ahile. Ridică-te, stăpâne, ridică-te, îndrăzneț și încrezător precum un cavaler pe calul impetuos. Trebuie să treci peste Galilean dacă vrei să ajungi la tronul imperial. Maximus! Scumpul meu, Iulian, privește așadar în preajma ta în lume acești creștini, aspirând spre moarte despre care vorbeai mai înainte, sunt în număr mic. Însă ce e cu ceilalți toți? Spiritele nu se întoarnă de la stăpân puțin câte puțin? Da, răspunde-mi! Ce a devenit ea? Strania doctrină a iubirii! Nu este o dezlănțuire de comunități contra comunități? Iar episcopii, niște seniori acoperiți cu aur, care își spun păstori ai bisericii, sunt cu ceva mai prejos chiar față de mărimile curții, prin zgârcenia, despotismul și josnicia lor. Nu toți sunt așa. Gândește-te la puternicul Atanasie din Alexandria. Atanasie, da! Dar este singurul. Și unde este Atanasie acum? Nu l-au alungat pentru că nu era de vânzare după bunul plac al împăratului? N-a trebuit să se refugieze în deșertul Libiei, unde a fost fâșia de lei. Și mai poți numi un al doilea, așa ca Atanasie? Gândește-te la episcopul Mares din Calcedonia, care și-a schimbat de 3 ori părerea în disputele ariene. Gândește-te la bătrânul episcop Marcu din Aretusa. Îl cunoști din copilăria ta. Nu le-a luat de curând cetățenilor în ciuda legii și împotriva oricărei dreptăți proprietatea lor comunală pentru ca să o dea bisericii? Și gândește-te la plăpândul episcop din Nazians, fără voință luat în râs de propria comunitate, pentru că răspunde da și nu pentru aceeași chestiune și pentru că vrea să fie pe placul tuturor părților? E adevărat, e adevărat, e adevărat, Maximus! Iată-ți frații de arme, dragul meu Iulian! Nu vei găsi printre ei unii mai buni? Sau poate contezi pe acele mari lumini galileene așteptate din Capadocia? Grigorie! Fiul episcopului se îndeletnicește cu afaceri judiciare în orașul natal, iar Vasile studiază operele filozofilor profani în casa lui de la țară în Orient. Da, o știu prea bine. Defecțiune de toate părțile. Hechebolios, bătrânul meu profesor, s-a îmbogățit prin zelul său pentru credință și interpretările Scripturii. Și de atunci, Maximus, încă puțin și o să rămân singurul care să ia asta în serios. Doamne al puterilor, fi cu noi. Ai rămas deja singur. Iuliane, întreaga ți armată e în debandadă, pe fugă sau a căzut aici și colo în jurul tău. Sună de luptă! Nimeni nu te va auzi! Ia-o înainte! Nimeni nu te va urma!
Nu-ți închipui că poți face să izbutească o cauză ce s-a părăsit ea însăși. Vei pierde, te asigur. Și încotro vrei să te îndrepți? Respins de Constantius, vei fi respins de toate puterile pământului și de deasupra pământului. Ori vrei să te refugiezi în brațele Galileanului? Mântuiește, Doamne, popor. Cam care sunt relațiile între tine și el? N-ai spus tu însuți că ești sub teroare? Ai experiența lui în tine? Respecti poruncile lui? Asupra celui potrivnic dăruiește. Dacă nu-l lovești pe Constantius, dușmanul tău, îl iubești? Dacă nu te cufunzi ca un înfocat notator în plăceri de cărni și ademenirile terestre, le urăști? Mântuiește, Doamne. Dacă nu ai curajul de a poseda lumea, renunți la ea? Și știi tu cu atâta siguranță că dacă mori aici, vei trăi acolo? Credincioșilor creștini, ce-a făcut pentru mine el care cere atât de mult? Dacă ține frâiele carului lumii în mâna sa, ar fi trebuit să poată. Și cu crucea ta păzește pe poporul. Ascultă! Cântarea psalmilor răsună mai puternic deasupra în biserică. Iată ceea ce numesc ei al slujii. Iar el ia asta ca pe un suav fum al sacrificiului. Cântări de laudă pentru el și cântări în onoarea celei așezate în sicriu? Elena, dacă este a toate știutorul, cum poate așadar... Stăpâne! Stăpâne, unde ești? Dragul meu Cezar! Aici, șambelane Euterius, ce vrei de la mine? Trebuie să urci, stăpâne! Trebuie să vezi asta cu proprii tăi ochi! Lumina. Se întâmplă minuni la sicriul principesei. Minți! Nu mint, stăpâne! Nu sunt adept unei asemenea doctrine ciudate, dar de ceea ce am văzut, nu mă pot îndoi. Ce ai văzut? Întreg orașul freamăt. Se aduc bolnav și infirm la sicriul principesei. Preoții îi pun să-l atingă, iar ei pleacă vindecați. Și ai văzut asta tu însuți? Da, stăpâne. Am văzut o femeie epileptică părăsind biserica sănătoasă, lăudând pe Dumnezeul galileenilor. Ah, Maximus! Ascultă! Ascultă strigătele de bucurie ale creștinilor! O nouă minune are loc! Euterius! L-ai găsit? Da! Euterius! Da! Euterius, unde e Cezar? Aici, aici. E adevărat, Oribazes? De necrezut, inexplicabil și totuși adevărat. Ating sicriul, preoții citesc și se roagă peste ei, iar ei pleacă vindecați. O voce proclamă din timp în timp: binecuvântată, binecuvântată e femeia neprihănită. O voce proclamă? Da, o voce, dar o voce nevăzută, dragul meu Cezar. O voce sus, sus, sub bolta bisericii. Nimeni nu știe de unde vine. Viața sau minciuna, Maximus? Alege. Vino, vino, stăpâne, vino. Soldații înspăimântați te amenință. Lasă-i să amenințe. Ne fac răspunzători pe tine și pe mine de moartea principesei tămăduitoare. Voi veni, le voi da satisfacție. Nu există decât un mijloc. Trebuie să le întorni gândurile spre o altă direcție, stăpâne. Sunt nebun de neliniște cu privire la soarta ce așteaptă, dacă mai eziți. Urc acum la cer, smintitule! Ai să mor pentru Domnul și stăpânul tău! A mea, coroana împăratului! Achile! Ceru pe pactul! Acesta, cuțitul de sacrificiu,
Primește-l. Ce spală apa? Sângele animalului. Cordeaua de sacrificiu de pe fruntea mea, iată. Să-ți încununeze fruntea. Ce vrei să faci, stăpâne? Nu căuta. Ascultă, ascultă zgomot mulțimii. Urcă, urcă, dragul meu Cezar. Să cobori mai întâi, apoi să urci. Unde e sanctuarul Maximus, frate iubit? Chiar sub noi, la cea de-a doua boltă. Cezare, Cezare, unde te duci? La libertate. Prin beznă, spre lumină. S-a făcut. Vorbește, Maximus. Vorbește. Ce însemnează aceste practici oculte? Și asta acum, Maximus. Acum când fiecare clipă e prețioasă. Aceste umbre jilave ce lunecă. Această viermăraie vâscoasă sub picioare. Zgomotul crește, Uterius. Da. Zgomotul crește, sunt soldații. Ascultă, nu. Ascultă. E cântecul din biserică. Nu, sunt soldații. Iată-i, iată-l pe Salust, înconjurat de o mare mulțime de soldați ațățați, încercând să-i liniștească. Hop, drapelul Mauros e printre ei. Camarazi de arme, vă conjur să vă potoliți. Și după aceea, nebun ce sunteți, după, cu capul lui Cezar ne vom cumpăra iertarea. Arată-te, Cezar! Cezar! Dragul meu, Cezar, unde ești? Helios! Helios! Eliberat. Unde este? Euterius? Oribazis? Da. Ce se petrece aici? S-a împlinit. Cezar! 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 Însângerat! Ai sânge pe frunte, pe piept și pe mâini. Ce ai făcut? Am gonit norii terorii. Lumea creată este în mâinile tale. Nu mai există gardă care să-l protejeze pe Constantius. Ce spui, stăpâne? A, credincioșii mei, să urcăm spre zi, spre Roma și Grecia. Nu vom privi în spatele nostru. Înainte, toate drumurile ne sunt deschise. Să urcăm spre zi, prin mijlocul bisericii. Minciunile vor amuți. Ale mele sunt armata, tezaurul și tronul imperial. Liber! Liber! Al meu imperiul și puterea și onoarea! Aaaa! Sunt orbit! Lumina în biserică! Victorie! 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 Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea a doua. Apostazia Cezarului. Episodul al patrulea. În distribuție Marius Stănescu,
Cezarul Iulian, Nicolae Călugărița, Maximus, Adrian Văncică, Salust, Gheorghe Pufulete, șambelanul Euterius, Eugen Cristea, doctorul Oribazes, Marcelo Cobzariu, pordrapelul Mauros, Pavel Bartoș, Orodel Olaru, Mircea Drâmbăreanu, Mihai Marinescu, Silviu Oltean, Cătălin Panaite, soldații. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2009.